Mihail Genoiu, candidat PSD la funcția de primar al Craiovei, a venit însoțit de fostul edil, actual ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu, și de președintele organizației județene, Claudiu Manda. I-au fost alături și foarte mulți colegi de partid. Sunt foarte încrezător în aceste alegeri, pentru că de 5 ani de zile craiovenii sunt alături de noi. De 5 ani de zile craiovenii au văzut ce se întâmplă în orașul Craiova și le asigur pe această cale, asigur pe toți craiovenii, că ritmul nu va scădea nicio clipă, că vom menține același ritm susținut de activitate, de dezvoltare. L-am susținut pe Mihai Genoiu încă din prima clipă. În momentul când am optat pentru funcția de ministru, logic m-am gândit cine va urma după mine la conducerea primăriei și m-am gândit că nu poate să fie o persoană mai potrivită decât cea cu care am lucrat în ultimii 5 ani de zile la toate proiectele Craiovei și care cunoaște proiectele și trebuie să le deruleze în perioada următoare. Am reușit să strângem 36.000 de semnături, 36.120. Ne așteptăm ca numărul de voturi la alegeri să fie mai mare decât asta. Ne așteptăm să luăm peste 50%. Le mulțumim craiovenilor pentru că ne-au susținut prin semnătura lor, le mulțumim craiovenilor pentru că ne-au susținut prin votul lor și la alegerile parlamentare și la alegerile locale de acum un an de zile. Și trebuie să le transmitem că atunci când am ales ca din partea PSD să candideze Mihai Genoiu, am ales exact omul care ne trebuia. Și candidatul liberarilor la fotoliul de primar al Craiovei, Mario Ovidiu Oprea, a adus astăzi la biroul electoral listele cu cele 7.000 de semnături de susținere. Conducerea organizației județene spune însă că PSD nu joacă cinstit și că va cere suspendarea din funcția primarului interimar al Craiovei. Domnul Genoiu trebuie să-și dea demisia din mandatul, să părăsească funcția de primar interimar din Consiliu, pentru că dânsul a fost ales pe listele partidului domnului Băsescu, da? Partidul Mișcarea Populară. Îi solicităm public să-și dea demisia, să respecte legea. Dacă nu, mâine o să solicităm în scris domnului prefect să înceteze mandatul dânsului. Le mulțumesc și celor peste 7.000 de craioveni care m-au susținut pentru a face posibil acest demers de depunerea candidaturii mele. Și cu făgăduința că vom face o echipă împreună și vom reporni motoarele băniei, așa cum au fost ele turate odată. Tot Partidul Național Liberal îl susține și își pune mari speranțe în candidatura domnului Oprea. Cred că acest oraș și capitala Olteniei, una dintre capitalele istorice ale României, merită mai mult decât a avut în administrația Partidului Social Democrat. Ieri, alți doi candidați la alegerile de pe 11 iunie și-au depus listele cu semnăturile de susținere. Independentul Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj, și Sorin Predanica, reprezentantul Partidului Noua Românie.